Lacrimile mamei nu mai contănesc de când medicii i-au pus lui Bogdan un diagnostic crunt, cancer. Totul a început în urmă cu 3 ani după ce Bogdan a fost operat la o aluniță de pe gamba dreaptă. Era cam vârful la deget, dar la unghii. Și acolo ne-am dus și a zis că nu este, s-a uitat doctorul la aluniță și a zis că nu este nicio problemă. Se operează, mă operează dânsul și îmi garantează că nu o să fie nimic. O să fie ok operație. Între timp, după operație, mi-a luat biopsie și la rezultatul la biopsie mi-a ieșit melanom. Mi-a dat diagnosticul melanom malign. Nu mi-a spus să fac, să încep un tratament cu chimioterapie, cu... Nu mi-a spus să fac niciun tratament, nimic. Trebuie să-i băgăm o soluție anghinară. Dar costă, nu știu cât mi-a zis. Și am zis, domn doctor, nu mai am bani acum. Zice, nici eu nu mai am soluția. Dar putea să-mi spună, măi, femeie, a stat că e un om de rând. Asta trebuie făcută. Fără rost de bani, că asta trebuie făcută. După operație, viața lui s-a schimbat. Rezultatul biopsiei a fost melanom malign, iar tânărul spune că medicul nu i-a recomandat niciun tratament, pentru că nu a făcut chimioterapie. După câteva luni, boala a început să-i macine tot corpul. Când am fost în Turcia, mi-a spus că de la accidentul de mașină s-a declanșat, de la bușitură s-a declanșat boala. A urmat tratamentele specifice momentului, chimioterapie, a urmat imunoterapie cu interferon, deci toate schemele conform protocolului. Boala a avut inițial un răspuns minim, după care nu a mai fost influențată de tratament și a evoluat. Disperați, părinții s-au împrumutat de bani și au mers cu Bogdan la o clinică de oncologie din Turcia pentru tratament care să-i țină boala pe loc. Singura lui șansă acum la viață sunt doar 4 injecții care costă prea mult pentru posibilitățile lor. Este șansa vieții mele cu aceste injecții. Dacă se rezolvă cu banii, că avem o situație foarte grea cu banii materiale și... Nu știu, și astea, injecțiile astea sunt șansa vieții. Are dureri și atunci ne-a spus că trebuie să facem rost de 4 injecții care se numește Ervoi, care costă o sumă foarte mare de bani. Costă o injecție 33.000 de euro și toate 4 125.000, care nu se găsesc la noi, numai la turci și în America. Singura șansă ca Bogdan să se facă bine este un tratament în Turcia, însă prețul este prea mare pentru familia lui. O injecție costă 33.000 de euro și toate 4 125.000 de euro. Toți cei care vor să-l ajute pe tânăr pot dona bani în contul deschis pe numele Stan Bogdan la ING Bank, RO36INGB00099999043229711.